Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare tuturor, numele meu este Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Suntem cu domnul, lăsați pe Miraj un like, înseamnă o bifă, nu uitați. Dați acolo like-ul dacă vreți să combatem algoritmul împreună și să se trimită notificări mai multe. Mulțumesc frumos dacă ați apăsat butonul de like. Și hai să vedem, 1-2-2 pe domnul de suspect, s-a băgat pe Under și se retrage. A rămas 1 versus 4 oameni. Stă un pic AFK cu fața în perete, cine știe, o scrie pe chat sau ceva? Și a revenit, s-a uitat un pic spre short prin... Am înțeles, eram pe 4X acolo, dar l-am văzut pe 4X, o secundă, se uitase în sus direct către neadomnul acolo pe short. Și AIM și Wall joacă direct cu tapuri acolo la Windows, ați văzut mare tap ce a dat. Și se pune aici la scări, 1 versus 1, împalat, neomul are bomba. Dă nas în nas cu el. Oh, ce fail cu bomba, ați văzut aici cu bomba în mână. Dita mai fail-ul a dat acolo, oh da. Îl prinde pe Kiwi din săritură cu SG-ul. Man. Hai să dăm cu 4X. Le zic că n-are rost să stăm mult pe domnul, că deja e evidentă treaba. E cu ținta direct pe jucători. Are om în spate, încarcă deși avea doar 4 glanțe consumate sau ceva de genul ăsta și moare din cauza că a încărcat. Clar nu e un rank foarte, foarte mare sau cel puțin nu gândește fazele astea cum trebuie, pentru că a încărcat foarte rapid. Adică a încărcat, na, când nu trebuia, pentru că avea gloanțe suficiente și avea om în spate și îl știa pentru că are wall. De asta zic că dacă nu îl știa era altă treabă, că zici a fost surprins că i-a apărut în spate și a zis și el să aibă încărcătorul full. În fine, 70 de... E al lui skin-ul. Pentru că ne apare numărul de kill-uri pe StatTrak, nu? De obicei, adică, na, apare unknown pe StatTrak dacă nu e skin-ul lui, dacă nu e arma lui. Dar aparent pare să fie a lui. Sper că și pe demo funcționează la fel ca și în joc. Dacă nu funcționează la fel ca și în joc, e dubios. Are skin și pe automată. Ia să-i înșelat automata. Pe AK nu avea, parcă nu? Oricum, nu mi-a sărit în ochi niciun skin foarte șmecheros. Dacă era, cu siguranță îmi sărea în ochi. O să vedem că o să-și mai cumpere el arme, nu? Încearcă să le dea prin pereți la oamenii ăștia, mamă, și s-a terminat runda. Da, momentan stăm pe două bife, my friends, nimic mai mult. Hai să vedem mai departe. Rămâne cu automata, nu? Pune ținta la window, nu e nimeni. O să-i vină cineva acum curând? Opa, hai să ne climatizăm un pic cu niște aer condiționat, că s-a încins treaba de la codurile lui domnul The Suspect. Îl bate prin perete, mă, prin perete. Și acum pune ținta la Under, pentru că îl știe pe ăsta de la Under. Mai are om care vine din kitchen acum. Na, easy peasy e meciul ăsta pentru el. Floare la ureche. Le dă prin pereți, pe unde apucă, n-are nicio chestie, nicio treabă, nicio grijă, vedeți. Se mută ținta direct de pe un jucător pe altul și momentan nu avem decât două bife. În continuare stăm pe două bife. Hai să vedem. Nu pare să țopăie, să facă absolut nimic. Încearcă să tragă prin dita mai casa în omul din conector și se bagă la ladder. Ia ce face aici. What? L-a bătut ăsta? Din stânga cu seringa? Wow. Cum a făcut kill-ul, ok. Nu am înțeles cine îl bătuse pe omul ăsta de se băga la gemuleț. Da, Ancor i-a dat-o direct, n-a avut treabă. De pe marginea geamului de acolo. Și mai ultimul jucător în CT, Molly aici. Mi zic că se bagă prin Molly, dar nu s-a bagat prin Molly. A început să dea și nou scope cu automata. E pe bine, somu. Bun, 4X again. În continuare. Fără griffing, fără bunny hop. Sau, mamă, e mașină de făcut kill-uri, domnul The Suspect. Wow, la runda asta. Îl lăsăm pe 4X și mă gândesc până la final dacă îi bifăm, dacă îi dăm de griffing, pentru că a stat AFK atunci în underpass ca să-și activeze codurile. Sau poate nu ca să-și activeze codurile, dar a stat în mijlocul rundei.
să fie verdictul. Mai verdict? Ce spuneți? My friendos, vreau să-mi spuneți în comentarii. Merită și Griffin-ul sau nu, că a stat acolo AFK. Chiar dacă, de fapt, n-a scos runda, a pierdut-o, nu? Rămăsese 1v4 și în palat a scos bomba și a fost fail-ul ăla. Și s-a dus. Fiți atenți cum facem. Una, două, fără other external assistance, pentru că n-a avut nici anti-aim, nici script pe sări, nici nimic. Și aici facem așa. O să mă întorc. O să mă uit încolo și o să mișc eu mouse-ul și vedem dacă se bifează ceva. Am ajuns la wall. Ok, îi debifasem aici treburile, nu e bine. Pentru Griffin dăm cu banul. Nu uitați că aveți reducere la PC Garage la absolut orice comandă cu codul OneFlash în coșul de cumpărături. Super ușor de ținut minte. Cap este Griffin, pajură e fără Griffin și a ieșit. Pajură, nu știu că se vede. O să-l iau, pac, pac. Vedeți? Pajură, frumos. Fără, asta e, a scăpat. Fără Griffin, din păcate pentru noi. Și trecem la următorul. Mamă, am dat și cu banul episodul ăsta, n-ai cum. Și am ajuns pe cash. Hai să vedem. De data asta avem un verdict mai full. Sau saluti. Domnul The Suspect Top Fragger. Bine, nu chiar. Imediat o să fie. Chiar dacă are cel mai mare scor, nu avea cele mai multe kill-uri. Direct pe seringa acolo a dat dita mai căpățâna și s-a terminat runda. Dacă n-a mai nimerit nimic, o să presupunem că nu are setat cum trebuie, nu? Acolo codul. Dar hai să vedem mai multe faze, să nu tragem concluzii pripite, să nu supărăm abonații, că dacă tragem concluzii pripite, ați văzut că se supără lumea, că zice că mamă, de la prima rundă ai mult chestii, how about? Oh, double kill. Fuhu! Îl știi și pe ăsta de sub el, direct din mers cu seringa, n-are treabă. Eu zic că deja e destul de evidentă treaba, nu știu cât să fie mai evident de atât. Direct din mers, încă un kill, 4 kill-uri, 3 pe cap, 1 pe corp, foarte bine. Și a ajuns chiar top fragger, nu? Probabil că s-a activat de curând, nu suporta ideea că era meciul strâns? Sau că pierdea, sau... Nu, cred că era meciul destul de strâns, după cum... Să zicem, de fapt a fost 8-7. Când s-au schimbat echipele, na, destul de echilibrat meciul. Anyway, hai să vedem mai departe ce face domnul nostru aici, care are deja două bife. Să ne uităm de Bunny Hop, să ne uităm de Griffin și să vedem ce prostii mai face. Da, nu prea mai avut noi demuri în care să râdem așa, să zicem, mamă, uite-l ce face, că e, e penibil, e funny, e nu știu ce, e nu știu cum, how about? Nu prea, cum aveam pe vremuri. Hai să-i dăm cu 4X. Merge pe A, îi prinde din spate pe oamenii. Dar nu se bagă prin molinai. Încearcă să tragă prin perete. A încercat și el să ajute echipa acolo să tragă către forklift în partea aia. Aici un prefire. La SK pe 1. Ținta prin perete. Să-mi dau mai departe microfon ca să nu mai stricăm sonorizarea din acest video, că mamă, data trecută am mai țipat eu un microfon fără să-mi dau seama. De fapt, nu am țipat, am vorbit un pic mai tare și nu s-a auzit cum trebuie. A distorsionat. Dar asta e până ne luăm un alt procesor sau compresor pe microfon. Așa va fi. Na, aceeași chestie de fiecare dată, e pus pe ei prin perete, pe... peste tot, n-ai ce să-i faci. Cred că direct îi dăm verdictul. Ia, da, încă un kill aici. Runda asta. Bunny Hop face și el câteva sărituri, câteva chestii. Dar nu, n-a făcut niciun Bunny Hop din ăla. Să zici că a editat scriptul sau ceva. Cei de la Tero deja stau AFK.
E forțichi și s-a terminat demo-ul. Hai să-i dăm cele două bife să fie sănătos. Am mai făcut el câteva jumpuri pe acolo, dar nu mai contează dacă are bunny hop sau nu. Aimu și Ola au fost ultra evidente pe demo-ul ăsta și astea îl vor duce la admin pe fundul alea acolo să îi dea cu banul. How about? Pam, 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 pam. Și am ajuns pe Mirage la domnul de sus pe care își cumpără Deagle la prima rundă de pe Tero și stă în baza AFK. Opa, 47, 46, 45, 10 secunde. Niște bani hap făcut. Ai putea spune că poate fi făcut din scroll pentru că nu arăta prea nenatural. Sau mi se pare mie, mă scuzați că am popăit, că altfel nu știu cum să zic, am pe aici microfonul, dar repet, nu mai avem procesorul ăla de microfon și abia acum încep să realizez câte chestii nasoale sunt pe partea de sunet, fără el. Bun, bunny hop cu seringa, 3 sărituri doar, ia să vedem, continuă, iar 3 sărituri, ceva de genul ăsta, direct wall, direct aim, direct script de sărit, deja nu mai stăm la discuții. Avem avem și pe sărit, face duck în timp ce sare, ați văzut. Și eu consider că sunt chestii făcute cu ceva cod, ceva din cod sau ceva de genul ăsta. Vedeți și voi cum se păstrează. Da, clar, nici nu mai după săriturile astea, nici nu mai încap îndoială că nu e cod. Ok, avem deja 3 bife. Dacă punem, având în vedere că e codat, că a stat AFK la prima rundă acolo la început, deși e un pic aiurea că a stat puțin AFK, dar clar făcea el ceva pe la coduri, nu? Pentru că acum a început să facă kill-urile de când... De, mă rog, nu chiar, dar nu are acum, să zicem, nu știu, nu avea când am început demo-ul 30 de kill-uri, să zici că a fost activat tot meciul. Presupun că s-a activat acum de curând pentru că, na, e ofticat că pierde. Teoretic, nu? Cam așa ar fi logica acestui meci. Sau logica lui The Suspect. Vine cu AVP-ul din nou, frumos, prin perete și Violet de la CT, după cum putem vedea, este cu ținta în șireturile sale, crede că i s-a dezlegat un șire și se tot uită la el că nu-și dă seama. L-a bătut și pe al lui în timp ce l-a bătut pe cel de pe rampă. Bine, asta nu se încadrează la Griffin, oricât i-am căutat noi nod în papură, era să zic cod în papură. Băi, merge vorba asta, că e vorba de codații în seria asta, e vorba de codații de PCS, îi căutăm cod în papură la om, nu? Ok. Din nou B-hop, seringă de data asta, hai să-i dăm cu 4x, să vedem repede kill-uri, chestii, vedem dacă o să mai tragă în ai lui sau ceva de genul ăsta și dacă mai face ceva ce s-ar încadra la griefing, deși cred că se va termina destul de repede demo-ul pentru că mai e foarte puțin din bara asta, e progres aici și deja e 15-7 pentru cei de la CT. Bun. Se retrage, se uită un pic și el către șireturi, dar ce credeți? Când s-a uitat în jos, a văzut că n-are picioare. Dar chiar, nu vi se pare un pic ciudat că dacă te uiți în jos, în CS nu-ți vezi picioarele? Nu cred că s-a plâns nimeni vreodată de chestia asta, dar ar fi fost mult mai realist să-ți vezi picioarele când te uiți în jos, să-ți vezi corpul. Că, na, nu știu. Habar n-am. I don't know. Ia să vedem, încă un kill aici, asta este ultima rundă, pun pariu. Nu cred că reușește el să scoată runda sau ceva, a murit, s-a terminat runda, frumos. Hai să-i dăm 3 bife, să nu-i dăm 4, îi dăm pentru ce avea el. Noi mai dăm de griefing, să-i dăm de griefing. Ha, mă, să-i dăm cu de toate că a stat AFK la început, ce Dumnezeu, păi are wall, are aim, are toate astea. Că, na, dacă era curat tot demo și pentru aia luase report pentru 10 secunde AFK, vă dați seama că nu-i dădeam, că, na, totuși. Nu era ok să-i dăm, dar hai să fie cu de toate, să fie bine. Reducere la PC Garage cu codul OneFlash, la absolut orice comandă, nu uitați, e fix numele canalului și e ușor de ținut minte. Follow pe Instagram dacă vreți să vedeți ce mai fac eu în viața de zi cu zi, calculatoare, chestii, camere, nu știu, habar n-am, ce mai postăm pe acolo. Vă urez o zi cât mai bună în continuare, mă scuzați dacă v-am spart urechile cu microfonul, sper că nu s-a întâmplat asta și ne revedem diseară pe live, țuc, pa!
Pa!